zi specială pentru un domn, pentru domnul Adrian Măruță, căruia îi spun un la mulți ani sincer, multă sănătate și să aibă mereu buzunarul bengos. Ia uzi, domnul Adrian! De-aș fi Dumnezeu pentru o zi, toți săracii aș îmbogăți, să nu mai văd, Doamne, necăjiți, să nu mai văd, Doamne, chinuiți. De-aș fi Dumnezeu pentru o zi, toți săracii aș îmbogăți, să nu mai văd, Doamne, necăjiți, să nu mai văd, Doamne, chinuiți. Ia, Doamne, zilele bune și împarte-le la lume, să ajuți pe fiecare și săracul care n-are. Ia, Doamne, zilele bune și împarte-le la lume, să ajuți pe fiecare și săracul care n-are. Ia-uți, domnul Adrian, un oltean natural, care se servește în mod oficial. La mulți ani, domnul Adrian! Când intri la un sărac în casă, îți spune ce are bun pe masă, chiar dacă nu are, se împrumută, își vinde haina și tot te ajută. Când intri la un sărac în casă, îți spune ce are mai bun pe masă, chiar dacă nu are, se împrumută, își vinde haina și tot te ajută. Ia, Doamne, zilele bune și împarte-le la lume, să ajuți pe fiecare și săracul care n-are. Ia, Doamne, zilele bune și împarte-le la lume, să ajuți pe fiecare și săracul care n-are. Hai, domnul Adrian! Cu paharul în față, domnul Adrian, pentru că e o zi specială pentru dumneavoastră. De-aș fi Dumnezeu pentru o zi, toți săracii aș îmbogăți, să nu mai văd, Doamne, necăjiți, să nu mai văd, Doamne, chinuiți. Când intri la un sărac în casă, îți spune ce are mai bun pe masă, chiar dacă nu are, se împrumută, aș vinde haina și tot te ajută. Ia, Doamne, zilele bune și împarte-le la lume, să ajuți pe fiecare și săracul care n-are. Ia, Doamne, zilele bune și împarte-le la lume, să ajuți pe fiecare și săracul care n-are.